Pe tot parcursul săptămânii se lucrează pe strada Zorilor din comuna Ghiroda. Miercuri, joi și vineri, între orele 8-17, șoferii sunt rugați să nu parcheze pe stradă pentru a facilita desfășurarea acestor lucrări și accesul utilajelor. Ne aflăm în etapele finale de modernizare, cu doar câteva etape rămase de parcurs pentru a finaliza lucrarea și a continua demersurile de transformare a zonelor în cadrul proiectului de modernizare a lotului 8. Astfel, în aceste zile se vor asfalta trotuarele și accesele auto, restabilind accesul pietonal și cel al autoturismelor, lucrări care vin în completarea celor de așternere a stratului de asfalt pe partea carosabilă, transmit reprezentanții primăriei Ghiroda. Aceste străzi sunt cuprinse în proiectul de modernizare a lotului 8, care cuprinde și alte locații precum străzile Bujorilor, Florilor, Lalelelor, Răchitei, Nufărului, Orhideelor, Zorilor, Pădurea Verde, Lacului și Alea Crinilor și obiective, mai exact, amenajare trotuare, canalizare pluvială îngropată, iluminat public nou, îngroparea tuturor rețelelor aeriene.